Partenerul sau partenera se plânge că sforăi și nu găsești leac? Ia 2-3 înghițituri de ulei de măsline înainte de culcare. Uleiul de măsline are efect antiinflamator și poate reduce congestia și vibrațiile căilor respiratorii care provoacă sfărăitul. Nici eu nu știam asta, dar acum că am aflat, vreau să spun și ție. În acest video despre beneficiile aurului lichid, așa cum l-a numit Homer. Iar la final îți voi arăta ce fel de ulei să cumperi și cum să-l folosești. Știi că uleiul de măsline nu e bun doar în mâncare? O lingură îți face bine și înainte de culcare. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de prevenție și remedii naturale. Iar prin acest proiect educațional te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Uleiul de măsline este mai mult decât un super ingredient în bucătărie. Măslinul, numit și arborele etern, a fost descoperit în urmă cu mii de ani și este menționat de altfel și în Biblie. Porumbelul care l-a anunțat pe Noe sfârșitul potopului purta în cioc o ramură de măslin. Iar în ritualurile religioase se folosește ulei de măsline. Ierusalimul era vestit pentru culturile de măslin, cu celebrul munte al măslinilor și grădina Ghețimanii, care înseamnă de fapt presă de ulei. În Creta au fost descoperite pietre folosite în zdrobirea măslinelor vechi de cel puțin 3000 de ani, dar probabil că omenirea le consumă de mult mai mult timp ca și medicament, substanță magică, sursă inepuizabilă de fascinație și uimire, simbolul gloriei și păcii. Uleiul de măsline era folosit de către greci sau romani și pentru ungerea corpului înainte de bătălie, pentru a le aduce noroc, putere și strălucire. Iar din ramurile de măslin se confecționau coronițe pentru cinstirea celor victorioși și a persoanelor importante, adică VIP-urilor. Uleiul de măsline este considerat unul dintre cele mai sănătoase uleiuri, fiind cea mai bogată sursă de grăsimi mononesaturate. Este practic un suc natural care păstrează gustul, aroma și proprietățile curative ale măslinilor. Studiile au concluzionat că ajută la reducerea inflamației, a oxidării LDL colesterolului, adică colesterolul rău, previne formarea cheagurilor de sânge și astfel la reducerea riscului bolilor cardiovasculare și a mortalității în general. Uleiul de măslinele este benefic și celor care au probleme cu digestia, ajutând la prevenția ulcerului, a gastritei și la eradicarea Helicobacter pylori. Stimulează secreția bilei și scade șansele apariției calculilor biliari. Și cei care suferă de diabet se pot bucura de beneficiile uleiului de măsline. Acesta este asociat cu scăderea numărului de trigliceride și stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Fiind un foarte bun antiinflamator, ajută și pe cei care suferă de astm sau artrită. Vrei să scapi de greutate? Am un remediu pentru tine. Vine din antichitate. E uleiul de măsline. Dar atenție, astfel de remedii naturale funcționează mai bine atunci când fac parte dintr-o abordare holistică, când se acționează pe mai multe planuri și poate nu sunt la fel de eficiente în cazul celor care nu fac schimbări fundamentale asupra stilului de viață. Cu o floare nu se face primăvară și nu este de ajuns doar uleiul de măsline să ne scape de toate problemele de sănătate. Scrie mai jos în comentarii ce alte remedii naturale folosești pentru a fi și o sursă de inspirație a următoarelor materiale. Dacă te confrunți cu kilogramele în plus, adaugă uleiul de măsline în alimentație. Acizii grași îți vor oferi mai multă sațietate, vor reduce pofta de mâncare și nevoia de zaharuri. Dar bineînțeles că pentru asta este necesar să faci și post intermitent și să alegi cu mai multă responsabilitate hrana. Atunci când mergi la plajă, folosește o loțiune pe bază de ulei de măsline, deoarece contribuie la prevenția cancerului de piele, mulțumită antioxidanților și vitaminelor liposolubile, E, A, D, K, dar și squalen, o substanță precursor al steroizilor. Se estimează că 12% din squalenul corporal se găsește în sebum și are rol în lubrifierea și protecția pielii. Este potrivit și pentru bebeluși, în cazul iritației cauzate de scutec. Cel mai bun ulei de măsline este cel extra virgin din surse ecologice, obținut din măsline încă necoapte, presate la rece. Cu cât este mai astringent și mai parfumat, cu atât are mai mulți antioxidanți. Dar dacă încă nu ești foarte obișnuit cu gustul puternic, alege pentru început un ulei mai puțin aromat și apoi crești treptat gradul de aromă. Pentru consumul casnic trebuie să fie în ambalaj de sticlă închisă la culoare, deoarece prin expunere la lumină, căldură sau aer, acizii grași mononesaturați se pot oxida. Oricum, chiar și așa, ei sunt mai stabili la factorii de mediu decât acizii grași polinesaturați, care se găsesc din abundență în alte tipuri de uleiuri. Uleiurile din fructe, precum măslinele sau avocado, sunt mai ușor de obținut prin presare la rece decât uleiurile din semințe, în cazul cărora se folosesc presiuni mai mari și procedee chimice de extracție, ce pot cauza oxidarea și râncezirea, care mai departe necesită rafinare.
Alimentele conțin proporții variabile din toate tipurile de acizi grași, atât saturați, mononesaturați, dar și polinesaturați. Adică și untura conține uleiuri, dar și uleiurile conțin untură. Dar mai multe informații despre grăsimi găsești într-un alt material. Uleiul de măsline extra virgin poate fi consumat crud sau gătit până la o temperatură de aproximativ 190 de grade Celsius prin fierbere, înăbușire, gătire la abur, coacere, frigere și eventual prăjire foarte ușoară. Prăjirea nu este tocmai sănătoasă deoarece se produc substanțe toxice, însă deoarece la acest video se uită și gurmanzi, mâncarea trebuie să fie și gustoasă, iar până la urmă echilibru este cea mai potrivită cale. În toate există o măsură și nimic nu este bun sau rău în sine. Contează mai mult cantitatea, calitatea, frecvența și contextul în care consumăm un anumit tip de aliment. Și mai ales contează cum mâncăm ceea ce mâncăm, cu ce stare, cu ce emoții. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, adeptul unei alimentații omnivore echilibrate și te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video.